Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. O să vă arăt astăzi cumpărăturile pe care le-am făcut la Lidl. Chiar astăzi fiind joi, 14 aprilie, și vreau să public acest video în această zi pentru că sunt oferte care vor expira în curând și poate vă inspir și pe voi. Știu că este gălăgie foarte mare, se aude de afară. Iar ceea ce se aude sunt lucrările care se fac în spatele blocului meu. O să inserez acum niște imagini ca să vă dați seama despre ce este vorba. Îmi cer scuze pentru acest zgomot de fundale, dar nu am cum să aștept să-și termine treaba muncitorii pentru că s-ar putea să lucreze până târziu diseară. Așa că, în aceste condiții tehnice improprii, o să încep să vă arăt cumpărăturile pe care le-am făcut. 220 de lei am dat în total pe ceea ce vedeți aici. Mi se pare că s-a scumpit mâncarea extraordinar de mult și cu toate că am prins și câteva oferte, tot mi se pare că am dat foarte mulți bani. Așadar, să începem. Primul lucru pe care o să vi-l arăt, pe care vi-l arăt deja, este această bucată de drob de miel. Văd că este făcut în România, la Gheorghen, descrie în ungurește pe el. Mie îmi plac foarte mult toate mâncărurile ungurești. Așa am fost crescută, cu mâncăruri ungurești, și mi se par foarte, foarte gustoase. Nu fac drob niciodată, n-am făcut în viața mea drob din miel. Dar pentru că o să am musafiri la masă, am zis că s-ar putea ca unii să își dorească acest lucru, să simtă cumva specificul sărbătorii, și am luat această bucată de 500 de grame, care a costat 20 de lei. Rămân la capitolul carne. Am luat niște bacon afumat, gata feliat, bun pentru micul dejun. De prăjit în tigaie și de făcut alături două ouă ochiuri, sau să pui ochiurile peste acest bacon. Acesta nu l-am luat acum, astăzi, l-am luat sâmbătă când a fost promoția aceea cu Super Weekend și mi se pare că o bucată din asta de 200 de grame, un pachet din asta de 200 de grame a costat 10 lei sau 10 lei 90, ceva de genul ăsta. În orice caz a fost o super promoție, a fost o reducere substanțială de preț. Ce v-am spus, că am dat 220 de lei pe toate cumpărăturile pe care le vedeți aici, sunt sumele însumate pe cele două bonuri. Iar cârnăciorii aceștia sticks cu carne de pasăre și porc sunt foarte gustoși, nu știu cât sunt de sănătoși pentru că au mulți conservanți în ei, dar sunt bune, au fost la promoția care începe astăzi, care a început astăzi joi, și am luat tot așa două pachete. Ideea era să cumpăr unt bio pentru că era la promoție începând de astăzi, dar bineînțeles că nu am mai găsit. Întotdeauna promoțiile astea au foarte puține cantități în stoc, așa că am luat unt obișnuit de la Pilos. Un pachet de unt, vreau să vă spun că acum costă 8 lei, întotdeauna a costat 6 lei, adică întotdeauna, de ani de zile a costat 6 lei și la promoție era chiar și 4 lei. Acum un pachet din ăsta de unt cu 65% grăsime costă 8 lei. Am luat și o bucată de cheddar, o bucată de 200 de grame, în jur de 10 lei a fost brânza asta. Am luat și așa bucată întreagă pentru când o să facem cu paste. Dar am luat și cheddar feli, care e mai ușor de făcut sandvișuri sau tartine dimineața la micul dejun. Și pentru că tot spuneam de paste, că o să fac paste, am găsit aceste paste făinoase, special pentru Paște, Easter pasta, tricolore. Și dacă observați, sunt sub formă de ouă și iepurași. Cred că fetele o să fie super mega încântate. Și adevărul că nu doar ele o să zâmbească la vederea acestor forme drăguțe în farfurie, chiar și mie o să-mi facă plăcere să mănânc niște paste în formă de iepuraș și ouă vopsite.
Tot pentru paste am luat un mic borcan de pesto cu trufe. Mie aroma de trufe mi se pare că dă așa un gust bun oricărui sos. Din păcate îl găsesc destul de rar, dar dacă nu l-ați încercat până acum, vi-l recomand cu mare, mare încredere. Legume nu prea am luat, adică nu am luat deloc, am luat doar două pungi de ridichile, să spun, măsline. Sunt atât de bune ridichile astea și așa de ușor se curăță, adică sunt cumva gata spălate și cu frunzele tăiate, doar puțin mai trebuie spălate și tăiat doar capătul acela din care crește tulpina. Știu că nu sunt ridichii românești și multă lume o să mă critique pentru asta, de ce cumpăr ridichi din altă țară. Dar le cumpăr pentru că îmi plac. Nu sunt deloc astringente, nu sunt iuți, nu sunt nici prea tari, nici prea moi. 300 de grame costă 4 lei o pungă din asta și se păstrează foarte bine. Nu le țin în pungile astea, le mut în niște pungi de nylon și le stropesc cu puțină apă să aibă așa un pic de umezeală și nu se deshidratează absolut deloc. La capitolul conserve am luat două sardine în ulei de floarea soarelui. O să fac o pastă de pește și o să vă las link și către rețeta mea de pastă de pește. Este ceva care se prepară extrem de ușor, foarte rapid și este ceva foarte bun. Iar cealaltă conservă pe care am luat-o este una de porumb. Mereu cumpăr conservele astea de porumb de la Freșona pentru că au un preț foarte rezonabil și îmi place porumbul pentru că nu este așa moale, nu este fleașcă, cum să spun. Este așa puțin al dente și îmi place să-l simt în salată pentru că intenționez să folosesc porumbul acesta în diverse salate. Și acum să trecem la dulciuri, pentru că am luat și niște dulciuri. Napolitanele acestea cu alune de pădure și cu ciocolată, cu cacao. Cred că vi le-am mai arătat pentru că îmi plac tare mult. Au fost la promoție 5,89 lei și sunt 10 bucăți, cred că sunt, într-un pachet din ăsta. Am luat două pachete pentru că mai îmi duc la servici și mai mănânc câte o napolitană din asta. Ține și de foame, satisface rapid nevoia de dulce și la gust sunt tare, tare bune. Apoi niște migdale glazurate cu ciocolată albă. Deci, practic, sunt niște bombonele sub formă de ou. E o migdală învelită în această glazură albă. Sunt bune, sunt de la Favorina, brandul acela de dulciuri care face lucruri foarte bune și de Crăciun. Și cred că o să arate bine și într-un bol mic, așa ca o decorațiune pentru Paște. Nu am luat foarte multe dulciuri pentru că vin fetele Cristinei și nu vreau să mâncăm foarte, foarte multe dulciuri. Mai bine mai puțin, dar bun. Și de drept urmare am luat macarons, adică acestea, având în vedere că și astea erau la reducere, la promoție, sau cum să le spun, 13,50 lei, un pachet din ăsta de 12 prăjiturele. În mod normal costă 18 lei, deci de la 18 la 13,50 lei, zic eu că reducerea este destul de bună, cu toate că și așa mi se par destul de scumpe, dar decât să mănânci mult zahăr și de proastă calitate, să zic așa, mai bine o prăjiturică din asta, care mie îmi place tare mult, deși am primit comentarii și nu unul, mai multe comentarii în care mi se spunea că aceste macaronți nu sunt bune. Mie mi se par foarte bune față de alte cofetării și prețul, tot așa comparativ cu alte locuri, este destul de ok. Am luat 3 cutii de macaronți, poate de asta a și fost bonul atât de mare. Dar până să ajungem la macarons în ziua de Paști, am cumpărat și un pachet de stafide. Astea sunt dulci și astea sunt pline de zahăr, dar mă rog, e alt zahăr din fructe. Dar având în vedere că urmează săptămâna mare, nu e cazul să mâncăm chiar prăjituri și ne vom rezuma la stafide aurii. Pachetul acesta care are 200 de grame a costat 6 lei. Bine, eu vă spun 6 lei, de fapt a fost 5,99 lei, dar cred că nimeni nu zice 5,99 lei. Practic a fost 6 lei.
Și tot de acolo, din zona aceea de semințe, fructe uscate, fructe deshidratate, am luat și un pachet mare de fistic. Cred că are, da, 500 de grame. Și fisticul era la promoție, era în broșura acestei săptămâni, cu 24 de lei 500 de grame. Asta înseamnă 48 de lei pe kilogram. Un preț destul de bun, având în vedere că fisticul vărsat era 60 de lei pe kilogram, acum nici nu mai știu cât este. Și ce am mai cumpărat, cred că acesta este ultimul lucru, ultimul articol pe care o să vi-l arăt. O pungă de ceai, de fapt nu e o pungă, e o pungă de pliculețe de ceai, un ceai de fructe, deci practic nu e ceai, nici ceai negru, nici ceai verde, ci fructe uscate, orange and chokeberries. Nu știu ce să alea, chokeberries. Ceva fructe de pădure, presupun, și portocale. Așa arată, foarte fancy, aș zice eu. Iar materialul ăsta din care e făcut pliculețul, nici nu știu ce este, așa ceva textil, nu pare plastic, nici nu-mi dau seama dacă este biodegradabil sau nu, trebuie să mă uit pe plic să văd. Da, arată bine și sper să fie și bun ceaiul ăsta. Eu am mai luat odată un amestec de fructe exotice și mi-a plăcut destul de mult. Atunci mi-aduc aminte, acum vreun an a fost asta. Uite, nu v-am arătat și iaurtul pe care îl cumpăr de fiecare dată, iaurt cu 3,5% grăsime. Dacă ajungeți la Lidl, nu săptămâna asta, poate chiar astăzi sau mâine sau sâmbătă cel târziu, pentru că știți, ofertele se termină repede, ceea ce într-adevăr vă recomand să-l luați, adică mi s-a părut preț bun, a fost fisticul. Pastele astea tricolore care nu au nu știu ce preț bun, dar mi se par foarte drăguțe, mai ales pentru copii. Și reducerea foarte faină care este la macarons. Dacă, bine înțeles, vă plac aceste prăjituri, mi se pare că merită să profitați de un preț redus. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Sunt foarte curioasă să văd pe editare cum o să se audă zgomotul de afară. Sper să pot publica acest video, să nu se audă foarte, foarte rău. Să nu mi se acopere vocea. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!